Indiferent cum am face, dacă lucrările se încheie undeva la 20 noiembrie, cele de la rostul de dilatare, la calea de rulare, rămân lucrările de sub pasaj, cele unde se lucrează cu presele hidraulice și nu pot fi terminate mai repede de 1 decembrie. Deci, ca atare, trebuie să spunem cu această dată cu toată fermitatea, data de deschidere ultima stabilită constructorul și, mă rog, posibil de realizat și va fi realizată, este data de 1 decembrie. Am spus, nu putem forța lucrurile acolo, sunt acele operațiuni cu risc tehnic de ridicare și îmblare la razmele care țin pasajul, sunt lucrări pe care nu le putem forța. Deci dacă el se va termina undeva la 20 noiembrie, ceea ce privește lucrarea finală nu poate fi terminată mai repede din 1 decembrie. Edilul Sucevei a prezentat un scurt raport referitor la proiectul de reparații străzi în municipiu pe acest an. În acest an, din cele 200 de străzi pe care am spus că le reparăm, s-a intervenit la 137 de străzi. 73 de străzi asfaltate, 17 cu covor asfaltic, 56 cu plombări, 64 cu balastări. Vreau să vă spun că bugetul angajat pentru aceste lucrări este de 77,7% din ceea ce avem prevăzut în anul 2015, în condițiile în care bugetul executat total este de 57%, deci am ajuns la străzi cu 20% mai mult decât bugetul, pentru că vine lumea și spune, da, domnul primar, a spus că reparează 200 de străzi. Da, pe un buget de 100% executat. El, din păcate, astăzi, la 30 ianuarie, este executat la 57%.